Ai noroc? Da, bună ziua. Convocatorul numărul 7529 din 12.08.2016. În conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 2 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 18.08.2016, orele 14, la sediul primăriei Zemeș, cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, eliminare grinduri aluviuni din Albia Taslovului Sărat, inițiator primar Răzvan Tudose. Aici discuții și propuneri dacă sunt. Care este suma? Este caietul sarcini? Aici este caietul de sarcini. Aici este caietul de sarcini. 269.400, din care 250.470. Da, e prins pentru toată lucrarea, pentru cele 8 zone. Dar acum facem numai 4 zone. Ai, la următoarea, când se aprobă banii, cele 4 zone cu fiecare, cât costă fiecare zonă în parte. Dar cele 4 zone, depărtarea grindurilor sau și apărării numai? Mai este lucrurile. E și eliminarii grindurilor. Alătă mai eliminarii grindurilor. E și pentru gabioane. E separat. În zonele afectate, domnul consilier, alea a aprobat în ședința trecută. Cele 4 zone care spuneți dumneavoastră. Gabioane, da? Dar nu vorba de gabioane. În raportul necesitate aveți așa, și suprafața, la fiecare în parte, cât este. Și aici și aveți și deviziile. Pe fiecare locuință. Deci acum se face așa. Zona Mihai Eminescu, de 36.932. Zona locuinței Chiosa Traian, 18.991. Zona locuinței Pruteanu, 19.213. Și zona locuința Toderaș Mihai, 30.601. Am greșit ceva sau așa este? Nu, așa este. Asta e la următoarea. La următoare, am servenit cu gabioane sau ce? Gabionari sau pelotari? Apărarea unui drum, ori pelotari, ori gabionari să faci. Ce știți? Eliminarea grindurilor. Eliminarea grindurilor, care o dată nu. Deci valoarea toată a metrului de sarcini este de 269.400 cu TVA. Strada Mihai Eminescu la Petrosul nu e ruptură. Ce e ruptură? La pod, dar nu e ruptură. Păi acolo podul este prin separat. E separat. Sunt următoarele puncte. Uita. Eliminare grindul, spui. Eliminare grindul aluviuni din Albia Taslov Sărat. Da, și sunt toate cele 8 puncte. Urmând ca la punctul 2, de ordinea de zi, să fie cele 4 puncte care se fac. Cu gabioane și pilotării. Da, dar aici nu-i clar, nu scrie câți metri. Sau municii, metri scurte, incisi. Aveți mai încolo, aveți, de suprafața. Ai și suprafața la fiecare. Da, uite, la Mihai Eminescu, 2400 de metri. Da, zona Clorinarii, 2400 de metri pătrați. Zona Stadion Zemeș, 1200... Sunt și sumele, da. Sunt și sumele, dreapta. Le aveți? Da, e în regulă, da. La 36.000. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume, privind execuția obiectivului de investiții, eliminare grinduri aluviuni din Albia Taslăului Sărat. Inițiator primar Răzvan Tudose. Aici este vorba de 4 puncte. 4 puncte. Pe care le-am spus mai înainte. Care le-a spus doamna consilieră. Suma totală este de 124.000. Da. 30.600 de reparații pot. Zona strada Mihai Eminescu, locuința, da. Chiosa, Hârtopanu și Pruteanu. Pruteanu, Pruteanu. Bun, da. 1200 de metri pătrați. Sunt 4 zone. În care se face deocamdată. Se vor fac. Celelalte 4 rămân după aceea. Da. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă
Și abține. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și alocarea de sume în vederea execuției lucrării reparații curente POT Școala Mihai Eminescu. Inițiator, primar Răzvan Tudose. Despre ce vorbeam mai devreme, domnul consilier, cu... Acolo trebuie turnat beton, cimentul. Da. 3600 este valoarea lucrării. De acolo cred că trebuie și sapat, cred că, să bage mai jos. Bineînțeles, trebuie a, asta cu compras cu... Da. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru finanțarea în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrative teritoriale pentru sectoare de cadastru. Inițiator primar Răzvan Tudose. Da, este venit de la cadastru, suma totală e 135.000 de lei pe care o să ne dea guvernul. Da. E pentru da. Măsurătorii cadastrali care se face peste tot. Pe extravilan, numai pe extravilan, pe extravilan. Da. Faza asta. Urmând ca din suma asta să găsească firmă care face cadastru pe extravilan. La banii vin. Banii 135.000 vin. Da. Care cine este pentru? Vin și se duc tot acolo. Împotrivă și abține. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2016. Inițiator primar Răzvan Tudose. Rectificarea am mai discutat-o și mai înainte. Avem din cote defalcate din impozitul pe venit 15.000 de lei, pe care îi luăm din trimestrul 4, îi aducem în trimestrul 3. Avem 11.910. Banii veniți de la UNICEF pentru salarii, pentru cei de la UNICEF, pentru că nu le-au venit salariile. Și 135.000 contract măsurător cadastru. În total 161.910. La cheltuieli, 135.000 care au venit se duc înapoi la cadastru. 11.900 merg la UNICEF, că pentru asta au venit. 15.000 de lei asistență socială în caz de invaliditate. Avem 154.600. Astea au fost bani alocați pentru zilele Zemeșului. S-au luat de la zilele Zemeșului și îi împărțim în felul următor. 124 prevenirea și combaterea inundațiilor, deci decomatările care le-am discutat mai înainte, și 30.600 reparații pot. În total 161.910. Asta este rectificarea propusă de domnul primar de contabilitate. Discuții dacă aveți, întrebați-mă, vă răspund. Da, am discutat mai înainte pe fiecare punct în parte. Din cadastru 135, aia se face cât ajunge sau cine estima că atât ajunge extravilan pentru măsurători? Atâta au venit, 135 de mii. Deci de atâta face? De atâta face. Da, am înțeles. Da. Până să găsești firmă, până să bagă la licitații, până să vede, până să... Sigur, nu cred că o să ajungă bani. Atâta ne-au alocat 135. Probabil anul ăsta, probabil anul o să mai aduce. Cât o alocat, atâta ce face. Atâta face, cred că în atâta. Cine este pentru? Acum la punctul numărul 6, diverse. Sunt probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cereri, întrebări, interpelări. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Munteanu. Hai să luăm așa, de la dreapta la stânga, domnul consilier Munteanu Gheorghe. Odescu, perfect. Odescu. Așa. Valeriu Rață. Domnul Bersa. Bersa. Domnul hai să luăm în ordine. Hai, și ne-a câștigat, scuze-mă. Și la urmă, mă trecesc și pe mine. Da. Eu, Gen Mugureanu. Deci, Areș, Dârlău, problemă. Rață, Valeru. Partea asta aici? Deocamdată. Nu? Dârlău, Romeo, Rață, Valeru. Mungureanu. Domnul Munteanu Gheorghe are cuvântul. În colonii, deci mai precis la blocul Foraș, s-a început un gard. Trebuie să-l terminăm, că oamenii cei n-au nicio vină. Că... Deci trebuie terminat gardul celălalt. Finalizare gard. Finalizare gard. Și ar mai avea o... Așa, la cocoașă. Necesar băgat un
Da, mai nivelez de acolo, că e de jalici. Atât. Să fie în drumul Petromului, zic și eu. Păi, nu, e noastră. E noastră, că e da. Băiat. Hai, trebuie făcut cu asfaltare. Până la asfaltare, mai merge unea cu un gred. Da, are cuvântul domnul Băgescu. Băgescu, așa am trecut acum, domnul Tăiet. Podul de la Timofte, o luat dulapea de pe, iar în jur de vreo 7-8 metri. La Timofte unde? Pe fata clubului. Păi dura, la traversarea pe stradă. Eu luat apa? Eu luat apa. Cred că eu luat. Pe două picioane. Eu nu știu, nu s-a folosit că eu luat apa. Eu luat apa. Eu așa știu. Da, eu rămas interne, sunt și la jumătatea podului. Vom fi bătuc în el și 6-7 metri, el nu sunt toți luați. Trebuie pus ceva acolo, că ori pus, ori făcut, trebuie neapărat acolo. Se duce vouă, nu cade pe acolo și pe aceea zic că n-au fost semnalizat, n-au fost. Aia trebuie să și să semnalizăm până la. Și ar mai fi cu râul la Zemeș, de la Cubla de Alt. La Maftei. La, acum la Costeluș. La Costeluș, acolo da. Rup pilonii. Aia venit și mi-au spus și nou. Trebuie făcut ori sudat, prins în pământ acolo, iar la el. S-a făcut din plasă de pe marginea din dic și de la vari de sondă au căzut dalele alea care au fost la sondă, pilotate toate sunt părâu, toate și acolo așa. Procoma care ați poate? Dar băiat, merge cu, dar ia Petromul la acolo așa, la sondă. Da, păi sunt toate căzut, casetele, toate casetele i-ați dus în alb. Da, nu pot să și trebuie mai prins la pot, la Provozescu. La pot trebuie făcut dic de la deal din pot, pe partea dreaptă. De vreo 7-8 metri câte acolo, așa. Pilotare trebuie. Pilotare, ce? Sau eu fost din acolo, fost din. Că dacă nu, o să pasă piciorul un metru la pod. Acolo dă podul jos și nu o să coste un pod cât costă... Aia ce trebuie în proiect. Păi. Da. Intrare mult mai mare. Nu toată fara să nu pot. Și la Șipoș... Eu spun, nu am picat să nu tot. Da. Da. Și pe drumul ăla de la Șipoș, care duce pe Bozian, la Șipoș, urița da, aia, da. Ia Petromul ăla, și-s grob făcut pe el, și-o ceru niște balastru din fundat să... Aici e mai aici, poliță Șipoș, repacere drumul. Și altă problemă, la 20, de la vale de 20 Tazlău, care toți, gunoaiele acolo, jos, trebuie pus o placardă. Da, cu amendă. Cu amendă. La Valdii. Dar nu sunt în aia tomberoane, nu sunt de astea? Nu, care, vă zis, care pământ, care cu cărus, cu ce care pe acolo, tot sunt noi. Poate pus un indicator de la mare de parc. Care tot, peste apă acolo. Dar pentru gunoi, menajer? Nu, este, nu, este. Este de la vale. Bun, a fost, nu mai știu dacă mi-e, dar e treaba că aduce... Am înțeles, și mă întrebi prin curte, aruncă gunoi acolo. Zi, aduce căruțele, scă du-te și pune tot acolo. Dacă e pus-o la cară, o placardă, o scă după aceea spune. Care vede, o scă-i spune. Da. Care care după aceea. O să fii atenționat ca să știi ce-i... Da. Da, da, trebuie gândit și la o soluție. Omul, dacă are un spațiu amenajat, o să-l duc acolo. Da, nu avem voie din garda de medic, nu avem voie. Nu ai voie. După mai ai contract, acolo ai promulări în casă sau altceva, pe ce faci? Pe de la crab și vin și ea. Le-am mai explicat da. De-a lungul da, timpului, dar nu da, înțeleg. Nu și în casa, dacă ai demolat-o, anunți crabul, vine cu vin container și special și ți-a tot materialul din demolare, toată casa, dacă ai demolat-o. Ce zici? Ai deșeuri de altă natură, la fel, strângi în saci, vin și ți iau băieți. Anunți, ce zici? Te să plătească, ce zici? Te să plătească? Nu, să plătească. Nu plătești, nu plătești. Da, dar nu înțelegi, să plătești și să dea asta. Nu trebuie informat. Nu trebuie spus, cum o să plătești și când sunt de astea, anunță să anunții pe domnul viceprimar, să ia legătura cu totul, să rezolvă. Le țin în curte și în ziua în care vine mașina, spune, îi strânge și atunci vine și le ia. Ai făcut o hârtie pe fiecare consilier pe zona. Pe zona, și anunță să știi informați, ca să știi. Unii mai duci, îți lăsa și atunci nu o să mai car la deal. Strânge și vine și le ia. Bineînțeles. Da, mai aveți ceva? Atât, domnul. Următorul. Domnul Berța Dorea. Da, păi vreau să o adresez întreba domnului vice sau domnul primar, văd că nu e niciun dat, poate să... Mă consemnăm un procesul verbal. M-a interesat de amenajamentele silvicii, adică
cărțile alea făcute de la Asil, că la fiecare 10 ani de zile se expiră și le-au făcut ei. Și erau date pentru licitații, nu știu în ce stadiu sunt. Trebuie să scoatem cam și marca din pădurea primăriei. Avem vreo 5 parcele marcate ca să mai strângem bani pentru ce mai trebuie. Și trebuie scoase la licitații, iar dacă nu sunt făcute amenajamentele, nu se poate face licitația. Da. Nu știam în ce stadiu sunt. Corect. Așa. Analize la probele de apă care s-au făcut în luna lui iunie. Vreau să știu cum au ieșit. Facultatea lor de care e, nu? Dar... De la... Nu, probele s-au făcut de aici, adică de la... Stație. De la stație de sus, de la... Da, de la stație. Da, de aici la populație, pentru... Cele trei probe, care au fost făcute două și au ieșit bune și dacă a treia, deci ne-a de autorizația sanitară de la DSP. Nu știu în care e situația. Dar luna iunie s-a făcut? Iunie. Iunie. Deci probleme din luna iunie. Da, probleme. Mă interesa iar barajul, dacă a fost curățat de colmatat și dezinfectat. Barajul a fost curățat. Nu știi că am alocat la ședința trecută bani pentru curățare? Am întrebat, nu știu dacă... Un proces verbal de recepție. Da. Dacă s-a făcut, e un proces verbal de recepție și firma care a dezinfectat pereții barajului. Da, cam atât. Da. Domnul Areș, consilier. N-am primit răspuns și mi s-a promis că o să se dea răspunsul privitor la strada Stejarului, drumul care duce la sonda 11 Tazlău. Și care e situația burlanului și cine l-a luat și unde se găsește. Nu se știe care l-a luat de acolo, deci a luat burlanul la podeș și apă o ia pe drum, la oameni. De asemenea, în zona locuinței Maxim și Bârdan, Lorica, necesar niște balastru pe drum. E un om acolo care îl duce la dializă. Nu dializă. El este grav bolnav și are mască tot... de asta cu tubul din alea, de oxigen. Și-l duce pe brațe până la Maxim, că nu-i mai intră mașina până la poartă să poată să ia pe om. Am ridicat problema asta și rândul trecut când am spus că, Doamne ferește, se întâmple să ia foc sau să întâmple o catastrofă acolo, nu se poate interveni nici cu mașinile de pompieri, nu se poate interveni la piții, pe spate, pe spate, pe aici, da, la pasarelă, cum ești, la Maxim Bârdan, care te duci și ești la Bârdan. Dama nu s-a fi domnul primar, știi ce ești primar. Și-o rămas care a costit că să facă un referat de necesitate. Am făcut un referat de necesitate și pentru lumină și pentru treaba drumului acolo. Așa a spus domnul vice că nu, numai un punct. Nu poate să-l bagă, alea trei le bagă, referatele le-am la mine. Am să-mi fac un referat. Am să fac un referat. Păi tocmai că a spus că un punct nu poate să-l bage, dar alealte trei se poate băga. Deci nu mi-a dat număr de registrare, dar referatele le-am la mine de necesitate. Am nu să fac, locuința asta am să fac astea? Da, am să fac un referat de necesitate și pentru problema drumului ăsta de la locuința Marțin la Bârlan acolo, ca să se rezolve problema și acolo. Nu am văzut prins nici într-o parte, nici în primele patru, nici în al doilea, în ultimele patru. Situația podului 91. A fost domnul primar acolo, a fost și eu, am fost împreună în Tazlău, față de capătul digului, unde a fost digul care apăra piciorul din spre Amonte, a mâncat 4 metri din grădinile oamenilor. Nu știu, exact și eu. Dacă nu se ia măsuri... Nu trebuie tot pământul ăla din partea, deci cum e către zeme și din partea din dreapta, de la stații, trebuie tăiați copacii aia prima dată. Tăiat sau dat cu un buldozer, că aia sunt niște sălci prinsă de zecina. Și cu un buldozer și dat... Dar dacă se aduce, cum a spus, că o să aducă de la decolmatarea stației de compresoare Tazlău, că se dezmembrează acolo, ei, dacă se aduce betoanele alea acolo și se pune, eu am zis că dânsul spunea, ăla care răspunde de proiectul respectiv, spunea că se bage basculii prin grădinile alea care au închis oamenii acolo. Dar să rupe malul acolo și periculos, nu poți să bage. Eu am spus, am discutat, i-am arătat că de la marginea Tazlăului și un metru și ceva era crăpat deja. Nu se bagă de unde bagi bascula acolo? Eu am spus mai bine să aduc un buldozer de la deal de râu acolo la Tudoreanu, este loc de băgat în albia Tazlăului, e drum făcut pe acolo, intram cu trolii noi. Asta trebuie, dar nu știu, nu prins. Și dacă intră basculii, să-l basculeze frumos
în marginea unde a rupt, după aia se bage, domnule, se bage balastru, că ați văzut că scrie în toate astea, nu ai voie să îi bați cu o lopată de balastru din tazlou. Deci îl pui și îl pui pe moț. Asta este situația. Atât am. Da. Vecinistul a transmis la ultima ședință că se va comunica situația blocului de garsoniere care s-a decalat până 15 august. Am vrea din nou să știm situația lucrărilor. Garsonierele locuințe de la Modrzău. Și așa cum ni s-a cerut din nenumărate ori la nenumărate ședințe, să venim cu baza legală pentru acordarea premiilor pentru elevi. Baza legală există. Consider că este o reavoință și țin să aduc la cunoștință faptul că de toate problemele astea trebuie să ocupe ceea ce nu avem. Biroul de cultură, tineret, activități publice pe Comuna Zemeș. Avem biroul de mediu care este în subordinea aparatului de specialitate al primarului Comunii Zemeș. Primar, avem o expunere de motive, poate să o facă, finanțe publice avem, deci bază legală există. Sunt atâtea primării din țara asta care s-au acordat elevilor cât și cadrelor didactice. Și vă rog să subliniați, în procesul verbal se acordă premii și celor care nu au participat la fazele naționale. Nu au obținut numai rezultate, faptul în sine că a ajuns până acolo. Există hotărârea numărul 536 din 27 iulie 2016, hotărâre de guvern, în care specifică destul de clar cum se acordă acest ajutor financiar. Există destul de clar. Nu cred că Consiliul Local nu dispune de suma de 40.000 de RON, o evaluare de-a mea la cei 23 de elevi al școlii Ștefan cel Mare Zemeș. Vă rugăm ca până la începerea anului școlar să găsim soluția de a acorda aceste premii. Plus că se poate face foarte simplu un regulament. În prima ședință intrăm, aprobăm regulamentul, după care aprobăm suma. Dar dacă ai hotărârea, deci este și baze legale, dar tot ce este prins la celelalte primării care le-am consultat s-au acordat din ani buni. Bun, să nu fim răutăcioși, să spunem că nu s-au vrut. Dar asta a fost realitatea. Cultura avem pe doamna Apostolescu, luminița care spune. Avem domnul consilier, avem, dar trebuie cineva, deci comunicarea între Consiliul Local, între școală, și între școală și Consiliul Local trebuie să existe în permanență. Am fost la prima ședință în Consiliul de Administrație. Sunt proiect de hotărâri. Da. Am propus problema care este, eu am propus, este obligația secretarului de a se ocupa de inițierea acestui proiect. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Rațu Barelu. Eu aș vrea, în primul rând, să știu ce consilier am pe zona mea, ca să nu mai vin eu să deranjez aici. Eu, Dârlaurul meu și cu Vlad Cristian. Așa, da? Prima problemă e șanțul. Când a venit apa mare, atunci o baga buldog. O săpat acolo adâncit ca să nu mai iasă apa în asfalt. Mi-a slăbit fundația gardului și încă de jos. Vreau ca 3-4 sari de ciment se poate face cu societatea asta ca să facă șanțul acolo, ca Doamne ferește, de mai vine al viu, nu știu ce, eu pot să-l curăț, altfel nu pot să-l curăț decât cu buldo. Și am fost trimis și solicitare de avertisment cu să întrețin șanțul. Dar cum să-l întrețin dacă el a fost dalat și eu acum cum să-l întrețin dacă nu mi-l face înapoi cum a fost podul străcat și mi-a străcat șanțul, acum să-l fac înapoi și mi-au obligația că-l întrețin. Alt punct este cu podul acolo la Petrus. La prima ploaie ne-a afectat, iar dublu ne-a afectat. Toată apa vine pe drum. Nu mai punem problema să asfaltăm, să facem drumul cât de cât până nu se face podul acolo. Acolo luați legătura și cu Silvicu ca să ne ajute și cu Petromul, dacă vor să mai circule pe acolo, să facem podul cumva. Și un proiect care trebuie să-l faceți dumneavoastră pentru gabioane acolo. Și pe partea dreaptă și pe stânga e afectat
tot. Și dacă mai vine o apă, Iorați pe toți de acolo. Moraru, ăia, Ciotoroșă, cei, tot. Plus că vine pe drum, ați văzut cum au venit pe drum, că nu puteam circula. Era exact ca pe Albia Părâului. De asfalt nu mai zicem până mai avem răbdare, că măcar e primul an, nu avem ce face. Măcar podul ca să se poate... Dar e bine făcut proiect și pentru asfalt. Dar trebuie și făcut proiectul și pentru asfalt, se poate face și asfaltul. Încemi nu e foarte mare zona aia. Dacă și mai vreți să adunăm semnături, oamenii sunt de acord să strângem semnături, să facem... Eu tot ce să mai fi, eu anunț consilieri, de ce să vin eu și... Acolo trebuie proiect mare pentru... Ați văzut că s-o adânce și ce s-o făcut acolo. Da, acolo ei, va mai veni și grilajă pentru scurgerea da, apelor. Și decolmatarea Albiei Părâului trebuie făcut sesizare tot la Silvic. Veniți în Drozdeu să vedeți și toți copacii sunt în Părâu acum, cum s-o rup malurile. Și ești obligat să scoată materialul. Da, cum însemnați în procesul de vreodată să fac coadrul ăsta la o Silvic? Curățarea vină să vină. Au obligat să pe toate păraile laterale. Asta nu mai acolo și să facem. Facem pe toate păraile. Să facem o adresă la Rom Silva. O adresă comună. O adresă comună pentru începând sus de la geamăna și până la ieșire din comună. Toate și toți afluenții rugurilor să fie curățate. Să vină și prioritizăm. De exemplu, acolo urgență. Dacă șoate, butuși pe acolo, ies în acolo, ar de acolo. Acolo, dacă a venit un pus de altul, la podul, îți rupi podul, rupi la altul. De? Dar iau obligație de la apele români, că eu făc și apele române, făcut adrese, știu. Da, altceva domnul Rață, dacă mai... Cam atât, asta e problema. Se vizionă acolo, da. Până trebuie făcut proiect și pentru drumul asfaltat. Nu, nu știu aici, la... Dar măcar în 2-3 ani. Da, omul și-o adus acum, Pavel, și-o adus, trebuie în Albia Părâului, a făcut drumușorul ăla pe... A dat cum? A dat. Trebuie făcut cumva, domnule, că are locul să-i facem un pic de drum, exact lângă gard. Că-i lățânea mare. Se va intra la înătoarea pindurilor. Fie de acasă, omul a normal. Da, da. Tot apa, tot rupând și tot lățânul, se rupă numai. Păi de-aia trece prin apă cu mașina, nu? Prin apă trece. Păi acum s-au aprobat banii pentru grindurile alea, va intra utilajele acolo și... Trebuie împins materialul. Dacă împinge material acolo și îi l-au nivelat, eu fac cu drumul omului. Și nu costă mult acolo. Acolo din la Vale de Dacu, deci, cum pot aici partea dreaptă către... Acolo iar este pericolă, trebuie ceva... Acolo trebuie făcut gabion neapărat ca să nu mai depășească la colțul podului, nu fie afectat pe ea că la vară. Erau mașinile mai prilu apă. Da, da. Acolo sunt bine cu lucra. Tot, tot. Din cauza pasarelii, dacă nu era pasarelii, a căzut în jos, nu era apă acolo. Da. La pasarelii aceea nu se mișcă nimic. Albia s-o lățit. Pasarelii trebuie luată din cauza de acolo. N-ai ce să faci. Chiar și pasarela aceea. Aia trebuie făcut la petrolul. Să o iei. Da, aia care e ruptă. Aia dacă mai vine, îți mă... Aici e de-al mă rog, da. Are o grămadă, dar și ruptă. Aia rău scos. Da, da. Piciorul. Da, următorul... Deci mai aveți ceva, domnul Rață, nu mai aveți, nu? Cam atât. Da, mulțumim. Domnul Ungureanu. Da, eu în general, vreau să vă spun, rolul meu nu este să mă amestec nici măcar la diverse în consilii locale, dar fiind prima dată când filmăm aici la dumneavoastră, vreau în primul rând să vă mulțumesc că ne-ați primit în familia dumneavoastră a Comunei Zemeș. Desigur, îi felicit pe toți cei care au câștigat alegerile și desigur pe domnul primar, îi mulțumim foarte mult că ne-a primit, că a fost deschis la discuție cu noi. Pentru cei care nu știu, cu o parte din consiliere am discutat, dar pentru cei cu care nu am discutat, noi venim ca niște prieteni ai comunei, să nu creadă cineva că noi venim aici să cercetăm, să eu facem, știu, să facem investigații. Proiectul nostru este un proiect de deschidere, legea permite, legea 544 din 2003, republicat în 2013, permite accesul neîngrădit al presei și al cetățenilor la ședințele de Consiliu Local, care sunt ședințe publice. Desigur, noi am considerat că elegant ar fi din partea noastră întâi să cerem voie, nu să venim noi așa dintr-o dată să filmăm. Am spus că așa este politicos când te duci în gospodărie la cineva, îi dai bună ziua, rogi frumos, domnule, dacă mă primești pe mine. Noi am procedat așa, ne bucurăm că până la urmă lucrurile s-au limpezit și
Pentru cei care nu știu, noi deja avem peste 20 de UAT-uri unde facem aceste filmări. Suntem o echipă mai mare, dar în general trimit ori un cameraman, ori un reprezentant al televiziunii noastre. Publicăm atât pe Exclusiv Oneș cât și pe Exclusiv TV. Da, Exclusiv pentru... TV și găsim, de acum o să găsim toate ședințele... Exact. Scrie Exclusiv TV Zemeș, o să... Da, o să fie Exclusiv prin, Zemeș, pe Facebook. Da, am pus că e mai ușor că lumea să mă uită și o să fie și acolo. Care nu pot să ajungă din locuitori, nu vin la ședințe. Dar ce s-a discutat? Deschide frumos telefonul, intră în Facebook, și vede, Exclusiv TV Zemeș, o accesat și toată înregistrarea și tot ce se discută... Deci, în urma ceea ce filmăm, toată lumea are de câștigat. E foarte bine, da, că nu avem nimic de ascuns. Da, atât consilierii locali, cât și cetățenii au de câștigat. De ce? Pentru că omul poate să vadă clar că aici nu se discută niște chestii care obscure sau nu. Cum se gestionează banul public, ce lucrări urmează să fie făcute, sigur. Vedeți? Și foarte bine că toate lucrurile astea le consemnați. Acum, o să am o sugestie către dumneavoastră. Noi lucrăm și cu agenții de presă. Ideea este să aveți grijă ca tot modul cum se desfășoară ședința să fie ok, pentru că o să constatați că foarte multă lume vizionează aceste filmări. Așadar, prima recomandare ar fi ca la începutul ședinței să supuneți la vot ordinea de zi, ceea ce astăzi, din păcate, nu s-a făcut, dar nu e un reproș. E o chestie, o recomandare a mea. O a doua, să se prezinte procesul verbal din ședința anterioară. În acest fel, dacă din motive tehnice nu s-a făcut, nu e niciun fel de problemă. Acum, problemele sensibile care dumneavoastră considerați că pot fi interpretate de către public într-o anumită manieră. Poate sunt anumite chestii care țin de modul de organizare și așa mai departe. Sunt și viduri în legislație chiar. Le puteți discuta în comisie, nu de față cu telespectatori. Adică în comisie aveți posibilitatea să discutați probleme sensibile care credeți dumneavoastră că nu ar trebui amplificate și așa mai departe. Vreau să vă felicit că sunteți un consiliu local liniștit, un consiliu local civilizat, toată lumea a luat cuvântul la momentul potrivit. Așadar, mai fac o ultimă precizare și cu asta am încheiat. Noi nu ținem partea nimănui aici. Sigur că noi colaborăm cu cele două instituții, instituția primarului și instituția Consiliul Local, care sunt esențiale pentru activitatea noastră, dar, desigur, toată lumea are posibilitatea, având în vedere că se filmează, să spună punctul de vedere aici și nu în altă parte. Deci dacă eu mă bucur întotdeauna când văd într-un consiliu că sunt idei, că sunt dezbateri, că sunt întrebări, sigur că ăsta e jocul democratic. Deci vă asigurăm de seriozitatea noastră, ședințele vor fi publicate din momentul în care președintele de ședință declară ședința deschisă, în momentul când declară ședința închisă, noi am terminat activitatea noastră. Vă mulțumesc și vă doresc un mandat cât mai bun. Mulțumesc. Mai sunt alte discuții, Declară ședința închisă. Mulțumim pentru participare. Mulțumim și noi.